Gospodarii care au animale neregistrate ar putea plăti amenzi mari, a declarat astăzi reprezentantul ANSA în cadrul unei ședințe organizate de către autoritățile publice locale din raionul Glodeni. Noile prevederi ale codului contravențional prevăd astfel de amenzi și asta deoarece ele pun în pericol sănătatea celor din jur, din cauza că ele nu sunt vaccinate la timp. Potrivit lui, oamenii ascund animalele pentru a nu achita impozite mai mari, dar asta ar afecta sănătatea animalelor care rămân nevaccinate. Sănătatea animalelor a fost astăzi în vizorul autorităților publice locale. Reprezentantul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Vladimir Maican, a venit cu un raport în fața autorităților despre activitatea agenției în raionul Glodeni. În cadrul discuțiilor, șeful Agenției pentru Siguranța Alimentelor a declarat că unele animale nu sunt luate la evidență, deoarece oamenii nu vor să achite impozite, iar medicii veterinari nu le pot vaccina. Dacă până la introducerea tuturor cerințelor europene sistemului automatizat de înregistrare animalelor, aveam certitudinea că 99,9% de animale sunt vaccinate și excludem o eventuală apariție a unei boli contagioase la animale. Acum, cu toate sistemele astea de înregistrare și cu aplicarea la crotale și înregistrarea în bază de date, această certitudine nu avem. Asta este situația. E un paradox, dar avem ceea ce să leagă procesul de vaccinare animalului cu identificarea lui. Dacă el nu este identificat, medicul veterinar nu poate să-i aplice vaccinul, deoarece nu primește bani pentru manoperă, pentru un animal neidentificat. Și atunci, evident că el ocolește așa animale și avem pericolul să rămână animale nevaccinate. Ne străim prin diferite metode să gestionăm cazul de date, dar avem ceea ce avem. Trebuie dat la evidență, trebuie găsit modalitatea, fiindcă asta este și obligațiunea noastră, ca să toți legate de sănătatea animalelor înainte de toate. Și după aia mergem mai departe cercul și ea care trebuie de luat în considerație. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Fiscal, perceptorii fiscali din primării trebuie să contribuie la identificarea acestora. Dar cum se impozitează? Că doar când se calculează impozitul pe pășune, se calculează la o vită, la o oaie, la o cauză, așa mai departe. Și în principiu cam și autoritățile locale sunt interesate ca să cuprindă toate captele astea, ca tăsile după acelea de la pascut, nu? Totuși, autoritățile consideră că oamenii trebuie să conștientizeze că astfel ei pun în pericol sănătatea animalelor, dar și apropiaților. Potrivit lor, există un proiect de lege care îi va obliga pe deținătorii de animale să pună la evidență toate animalele domestice.